România comunistă a fost singura țară est-europeană care a demonstrat o rezistență puternică la schimbare. La finalul anilor 80, România se afla în pragul catastrofei economice, iar imaginea externă a liderului de la București începuse să pălească de ceva vreme. Nicolae Ceaușescu nu mai era eroul din 1968 care se opunea curajos unui lider puternic, așa cum era Leonid Brejnev, ci doar un stalinist rigid care nu înțelegea reformele lui Gorbaciov. În noiembrie 1989, Nicolae Ceaușescu era complet izolat pe plan internațional. În țară, protestele împotriva regimului începeau să ia amploare. Revolta de la Brașov din 15 noiembrie 1987 a marcat începutul protestelor anticomuniste din România. În primăvara lui 1989, 6 foști membri marcanți ai Partidului Comunist, Gheorghe Apostol, Alexandru Bârlădeanu, Silviu Brucan, Corneliu Mănescu, Constantin Pârvulescu și Grigore Răceanu, îi vor adresa lui Nicolae Ceaușescu o scrisoare deschisă în care condamnau excesele regimului, politica haotică și deteriorarea imaginii României în lume. Scrisoarea celor 6 a fost mult mai mult decât o simplă critică a regimului. A fost o invitație la restabilirea legalității comuniste. De fapt, acest gest de revoltă a fost simbolul dizidenței în cadrul regimului, dar nu a fost totuși expresia unei opoziții radicale față de regimul comunist. Scrisoarea celor 6 a fost imediat preluată de mass media occidentală, fiind în detaliu comentată de BBC, Radio France International, Vocea Americii. Unii istorici consideră că martie 1989 a fost cea care a răspândit semințele îndoielii în rândul membrilor de partid și a creat premizele contestării regimului lui Nicolae Ceaușescu. Oare așa să fi fost? Astăzi vom vorbi despre scrisoarea celor 6 și realitățile României din 1989 împreună cu invitații noștri, istoricii Florian Banu și Constantin Corneanu. Rămâneți cu noi, începe Omul și Timpul. Bun venit așadar la o ediție specială Omul și Timpul, dedicată astăzi împlinirii celor 35 de ani de la scrisoarea celor 6. Le mulțumesc încă o dată și invitațiilor mei de astăzi și vă propun să începem 11 martie 1989. Posturile occidentale difuzau în premieră o scrisoare în care totul era împotriva lui Nicolae Ceaușescu. Despre ce este vorba? Întreaga societate românească era afectată de o perioadă de criză prelungită, de mai bine de un cincinal, ca să folosim terminologia epocii, lucrurile mergeau din rău în mai rău. Românii începuseră deja să transmită niște semnale de nemulțumire deschisă, în sensul că, practic, în noiembrie 1987, muncitorii de la Brașov au avut acea revoltă deschisă împotriva autorităților comuniste. Știm că s-a scandat atunci, vrem mâncare, vrem căldură, vrem apă și așa mai departe. Practic au mai fost și alte revolte în rândul tineretului studios, în rândul studenților, care la fel arătau faptul că s-a ajuns la un paroxism al nemulțumirii. Elementul de noutate pe care l-ați amintit dumneavoastră prin această scrisoare deschisă era faptul că de această dată nemulțumirea era afirmată cât se poate de clar și de răspicat, nu de omul de rând, nu de cetățeanul obișnuit, de românul de pe stradă, ca să folosim un șablon, ci era exprimată această nemulțumire de persoane care făceau parte dintr-o castă privilegiată. Și anume este vorba de 6 foști înalți demnitari. Unul dintre ei făcea parte chiar din întemeitorii Partidului Comunist Român, Constantin Pârvulescu. Doi, să spunem așa, au fost conducătorii Partidului Comunist Român, cu Constantin Pârvulescu, care a deținut în 1944 funcția de secretar general al PCR pentru câteva luni de zile după eliminarea lui Ștefan Foriș, și Gheorghe Apostol, care la fel pentru câteva luni de zile a fost
prim-secretar în locul lui Gheorghiu Deș, care preluase conducerea guvernului. Deci, personalități de prim rang. Pe lângă cele două nume pe care le-am amintit, Gheorghe Apostol și Constantin Pârvulescu, mai existau încă patru semnatari, poate nu de aceeași anvergură ca primii doi pe care am menționat, dar de asemenea personalități de vârf, niște pensionari de lux ai regimului, și aici l-am în vedere pe Alexandru Bârlădeanu, eminența cenușiei a strategiilor economice din timpul regimului Gheorghiu Dej, Corneliu Mănescu, cel mai cunoscut, să zicem așa, ministru de externe al României comuniste, la egalitate cu Ștefan Andrei, dar Mănescu avea și o anvergură internațională pentru că deținuse funcții de prim rang și în cadrul Organizației Națiunilor Unite, fusese ambasador la Paris, reprezentant României la UNESCO, după care venea un tovarăș de încredere, dar mai puțin cunoscut, Silviu Brucan, care de asemenea fusese o figură reprezentativă în anii stalinismului, condusese ziarul Scânteia, fusese ulterior ambasador al României la Washington și la ONU, lucrase ca președinte al televiziunii române câțiva ani de zile la începutul anilor 60, după care fusese pensionat ca profesor de marxism-leninism. Eu fiind secretar general de redacție al ziarului Scânteia, așa, am avut de la început legături cu conducerea partidului. Pe vremea aceea era Ana Paucăr, așa, conducătoarea partidului. Și m-am apropiat de Gheorghiu Deș prin aceea că am avut o ocazie să îl ajut la scrierea unui articol. El recunoștea cinstit și mi-a spus chiar: dragă Tache, ăsta era numele cu care m-am ales eu din conspirație. Zice: dragă Tache, eu nu prea sunt tare la scris și îmi place foarte mult articolele tale din Scânteia și aș vrea să mă ajuți. Și de atunci am devenit ghostwriter-ul lui, așa, îi scriam articole, îi scriam cuvântările la congrese, și s-a stabilit o relație destul de intimă între noi. Și în sfârșit, ultimul pe listă, un ilegalist cu vechi state de activitate în anii 30, unul dintre organizatorii grevelor ceferiștilor de la Cluj-Napoca, dar și un critic al tuturor derapajelor pe care Partidul Comunist le-a avut de-a lungul istoriei sale. Practic, el a și fost exclus din partid pentru criticile sale, deci era un om care obișnuia să spună ceea ce gândește, și asta l-a și adus în rândul semnatarilor, pentru că foarte multe alte personalități refuzau să semneze astfel de documente periculoase. Este vorba de Grigore Răceanu, tatăl adoptiv al diplomatului Mircea Răceanu, care, printr-o stranie coincidență, fusese arestat de securitate cu câteva zile înainte de difuzarea acestei scrisuri. Să fi fost ca o paranteză, să fi fost o legătură între această arestare și difuzarea acestei scrisori? Nu. Există și acest punct de vedere, că lucrurile s-au precipitat și atunci s-au gândit ca nu cumva să se afle și atunci au dat drumul. Eu nu cred că exista. Ei pregătiseră, practic, difuzarea acestei scrisori, pentru că, vă dați seama, era un lucru foarte sensibil. Practic, această scrisoare nici nu a fost semnată fizic, nu a existat un document fizic pe care cei șase să-l semneze. Inițiativa plecase de la Gheorghe Apostol și a fost discutată pe rând cu semnatarii. Aceștia și-au dat acordul ca numele lor să fie folosit, dar forma finală se pare că a fost redactată de către Silviu Brucan. El i-a dat ultimele tușe, ultimele rectificări stilistice, să spunem așa, și tot el a fost cel care a asigurat ieșirea textului peste granițele României și a și confirmat, printr-o întâlnire cu un ziarist occidental, că în preziua difuzării, că această scrisoare este autentică și că, într-adevăr, are girul tuturor semnatarilor. S-au întâlnit aici la București în pofida
filajul exercitat de securitate și a dat, să zicem așa, undă verde. Deci, cred că a fost doar o coincidență faptul că evenimentele s-au suprapus, arestarea lui Mircea Răceanu și difuzarea scrisorii. Nu cred că a fost o legătură de cauzalitate între. Domnule Corneanu, înainte de a discuta despre conținutul scrisorii și să încercăm să facem și o analiză a ei în contextul epocii, aș vrea să privim puțin din exterior și să ne faceți o scurtă analiză a contextului extern României și a contextului, dacă vreți, european și mondial. 1989, poate cel mai important an din secolul trecut. Mă refer, bineînțeles, la căderea comunismului. Da, scrisoarea celor șase a fost citită pe 11 martie 1989 la posturile de radio occidentale, BBC. Înainte citirea ei, Mișa Greni de la BBC a avut două convorbiri telefonice la 20:47 și 20:52 cu Silviu Brucan la București, legături telefonice întrerupte de către securitate. Brucan a confirmat într-adevăr că ei sunt autorii scrisorii. Rămâne un subiect în discuție dacă scrisoarea aceasta, care a ajuns, după cum spun cei din Occident, prin poștă la sediile acestor posturi de radio în format fizic, a fost trimisă din țară cu acceptul sau fără acceptul securității, în sensul că au știut sau nu, sau serviciile de inteligență occidentale s-au implicat, în condiții în care Silviu Brucan a avut contacte permanente și a vorbit despre această scrisoare a celor șase cu diplomații americane aflați în post la București. Mă refer la consilierul politic Michael Parmley și Roger Kirk, ambasadorul. Dar dincolo de maniera în care a ajuns sau nu a ajuns, că e și ea foarte importantă, scrisoarea celor șase a dat sentimentul că undeva în culise există cineva care se poate împotrivi lui Nicolae Ceaușescu. Și la nivelul societății din acele timpuri, cred că foarte mulți oameni așteptau undeva în străfundurile societății, în armată, în securitate, în miliție, în activul de partid, să existe cineva care să dea o lovitură de stat sau să găsească o formulă politică pentru ca Nicolae Ceaușescu să părăsească puterea. Mai ales că România din 1989 devenea din ce în ce mai izolată în contextul în care ideile de perestroica și glasnost ale lui Mihail Sergeevici Gorbaciov duseseră la transformări uluitoare în Uniunea Sovietică, în sensul că toți cei care aveau posibilitatea să urmărească pe posturile de televiziune din Ungaria, din Iugoslavia, din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, vedeau lucruri de neimaginat pentru București, în sensul că se produceau transformări politice radicale în peisajul politic al Uniunii Sovietice. Era o deschidere internațională fantastică între Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii și aliații săi din Comunitatea Economică Europeană și NATO. Și foarte interesant, spre exemplu, m-am uitat în ziarul Scânteia din 27 august 1989 și următoarele câteva zile până aproape de 5 septembrie, nu a existat, spre exemplu, nicio știre, absolut nicio știre, nicio informație despre cele care se petreceau la Chișinău și care erau foarte importante pentru noi din perspectiva ideii de revenire la limba moldovenească în grafie latină, adică limba română cu alte cuvinte. Și ca atare, în acest context internațional în care Uniunea Sovietică hotărâse să se retragă și să destrame acest glas și strategic, să-l abandoneze pur și simplu, pentru că din punct de vedere financiar nu mai vroiau să plătească existența acestor state socialiste. Deja încă din 1986 Gorbaciov i-a avertizat pe liderii statelor din Europa Răsăriteană, membrii ale Tratatului la Varșovia, de faptul că de acum înainte schimburile comerciale vor fi făcute în valută forte, dolar. Deci ideea de barter și de un schimb care dezavantaja practic Uniunea Sovietică pe ansamblu, începea să nu mai fie de actualitate la Moscova, nu-i mai interesa pur și simplu. Începând din 1988, Uniunea Sovietică avea probleme uriașe cu apariția fronturilor populare și cu amplificarea procesului de dezmembrare a sa, în sensul că statele baltice doreau să secesiunea. Ba chiar începând cu primăvara 1989 aveau să pună în discuție pactul Molotov-Ribbentrop și aveau să-l aducă pe tapet pe agenda publică a Congresului Deputaților Poporului. Gorbaciov avea să facă o reformă politică și să taie câteva din pârghile de putere ale Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, începând cu plenara din iunie 1988. Deci totul era într-o profundă transformare, totul era într-o chestiune care părea de neimaginat și în același timp era greu de sesizat drumul pe care avea să meargă. Astfel încât Ceaușescu a rămas blocat, ca și regimul său, în așteptarea a ceva ce nimeni nu știa ce va urma la nivelul lor, pentru că nu au vrut să facă niciun fel de reforme și nu au vrut să se adapteze la cursul evenimentelor. Din această perspectivă, Brucan, care era bine informat, bine pus la punct, în sensul că vorbea limbi străine, avea contacte internaționale, a călătorit între 1965 și 1989 foarte mult în Occident, ba chiar în
vara lui 1988 a plecat pentru aproape 6 luni de zile în Statele Unite ale Americii, în Marea Britanie și Republica Sovietică, a revenit în noiembrie 88 acasă. A înțeles perfect că lucrurile se duc într-o direcție de care trebuie să se agațe și ei pentru a salva ideea de partid comunist, ideea de regim socialist, deși el are un articol foarte interesant publicat în acea vreme în presa internațională, în care vorbește despre faptul că dacă regimurile socialiste nu reușesc să se upgradeze, undeva la mijlocul 1992 sau în cursul 1992, vor avea mari dificultăți cu această comunitate economică europeană, care deja se afla într-o ofensivă politică, diplomatică, economică și într-un efort de a se crea ceea ce avea să devină mai târziu Uniunea Europeană. Deci, pe undeva, fie că a avut o informație strategică pe care a jucat-o și a controlat-o, a obținut-o și a fost atent la ea, fie că a avut o premoniție. Dar părerea mea este că a avut informații de bună calitate, a discutat foarte mult. Deja intrând în acest turneu din vara 1988, el a fost la foarte multe conferințe internaționale în Occident, în Marea Britanie, în care se, și în Statele Americii, în care se puneau în discuție realității din Uniunea Sovietică și se căuta un răspuns la întrebarea dacă socialismul se prăbușește complet, nu numai în Uniunea Sovietică, ci și în restul, sau se reformează și se upgradează. Și aici este marele joc politic strategic care s-a încercat, și anume Franța lui François Mitterrand a dorit o Uniune Europeană de la Atlantic la Urali, cu Uniunea Sovietică reformată parte a acestei comunități economice europene care avea să devină mai târziu în 1992. Dar fără o dispariție a sistemului socialist. Fără o dispariție a sistemului socialist, ci o upgradare a lui, o reașezare, o mergere către o social-democrație de tip vest-european. Deci ăsta a fost marele joc pe care, din păcate, Mihail Sergeevici Gorbaciov l-a pierdut. Și l-a pierdut pentru că, la un moment dat, nici el nu a mai știut ce să facă. Cei din jurul lui, liberalii, au avut anumite opțiuni pe care el le-a respins, conservatorii au avut anumite opțiuni pe care el le-a respins și undeva spre sfârșitul anului 1990 el a rămas cam singur. Și de aici avem evenimentele de la Venus din 1991 și cele care s-au petrecut în august 1991. Dar la nivelul 1989, el era în top și toată lumea dorea ca Uniunea Sovietică să se reformeze, iar Uniunea Sovietică decisese că nu mai este interesată de socialismul așa cum era el la București, la Praga, la Budapesta, la Varșovia, care și ei la rândul lor acceptaseră ideea și începuseră să se reformeze. Domnule Banu, în 1989 România era practic izolată și în interiorul sistemului comunist, dar pe de altă parte și puterile occidentale, aliații, izolaseră România, mai ales în plan politic și diplomatic. Erau câteva țări care redreseseră ambasadorii, nu mai aveam clauza națiunii cele mai favorizate. Deci, practic, România era izolată de toată lumea. Și ne întoarcem la această scrisoare a celor șase, difuzată, și vom reveni asupra acestui mecanism de difuzare și de promovare a acestei scrisori în martie 1989. Care a fost resortul intern al semnatarilor acestei scrisori și despre ce era vorba în această scrisoare? Aș începe glumind a spune că resortul intern a fost unul extern. Practic, după părerea mea, dacă este să căutăm acest resort, originea acestei acțiuni, eu cred că trebuie să o căutăm tot în Uniunea Sovietică, pentru că, așa cum a spus și domnul Corneanu, Uniunea Sovietică atunci era într-un plin proces de transformare, dar acest proces de transformare nu se oprea la granițele sale, ci cuprindea practic întreg glacisul strategic, toată comunitatea țărilor socialiste din Europa, mai puțin vechii rebeli, Iugoslavia și Albania, care erau în afara controlului Moscovei, dar ceilalți din pactul de la Varșovia, membrii în pactul de la Varșovia, trebuiau să urmeze hegemonul. Ori acest lucru s-a reușit prin schimbarea garniturilor de conducere la vârf, îndepărtarea vechilor conducători mai conservatori, mai reticenți în fața teoriilor reformatoare ale lui Mihail Sergeevici Gorbaciov, mai puțin la București. La București era o veche problemă. Dacă vreți, Ceaușescu, tot pentru a folosi o figură de stil, era ca un os de pește în gâtul Moscovei. Nu-l puteau nici înghiți, nu-l puteau nici scuipa. Nu puteau să scape de el, nu puteau nici să-l asimileze. Practic, din 1968, de când Ceaușescu a criticat în mod deschis intervenția militară din Cehoslovacia,
tot timpul s-a pus problema cum facem să scăpăm de acest lider incomod care, iată, ne critică deschis, votează în cadrul adunării generale a ONU altfel decât votează țările socialiste, rebelul lagărului. Acest rebel a fost privit cu foarte mare încântare de către Occidentul doritor să vadă fisuri în blocul comunist. Și a fost cultivat, a fost lăudat, apreciat, premiat, decorat, invitat, nu? Să ne amintim vizitele de mare succes ale lui Ceaușescu în țările occidentale, primirea extrem de onorantă, protocol de gradul 0 cu care a fost primit la Washington, la Londra, în alte mari capitale europene, celebra plimbare cu trăsura reginei Elisabeta și așa mai departe. Deci câtă vreme Ceaușescu a fost util Occidentului, a fost foarte bine prezentat opiniei publice mondiale, pe coperta primelor unor mari reviste occidentale, apărea ca un lider reformator, un om cu viziuni largi și așa mai departe. După venirea lui Gorbaciov și schimbarea de ansamblu a relațiilor internaționale, Ceaușescu devenise inutil. Și atunci, încetul cu încetul, gradual, a început Ceaușescu și pe cale de consecință și România, au început să fie prezentate în cu totul alte lumini. De unde până atunci era un lider reformator și rebel și așa mai departe, s-a transformat în ultimul stalinist din Europa. Așa cum apare pe revista Newsweek, pe coperta revistei Newsweek din august 1989. România, care era văzută ca o țară democratică, independentă, cu impact în relații internaționale, un bun mediator pentru a deschide relațiile Statelor Unite cu China, pentru a media procesul de pace din Orientul Mijlociu, a face și alte servicii, inclusiv în timpul războiului din Vietnam și așa mai departe, România nu mai era utilă. România devenise o țară închisă, în care era un regim tiranic. Totul grefat și pe problema aceasta a datoriilor externe și pe decizia lui Nicolae Ceaușescu de a le achita, care practic au împins țara, economia, într-o perioadă de criză, au condus la acest moment 1989. Părerea mea este că decizia, că de aici am pornit, decizia de a creiona existența unui grup alternativ de putere nu a fost întâmplătoare. Moscova, practic, așa a procedat în toate țările socialiste, a creat, dacă nu societatea civilă și forțele politice interne nu o făceau, a creat chiar ea un nucleu alternativ al puterii pe care l-a încurajat, l-a sprijinit. Ori, prin această scrisoare, s-a dorit același lucru. Să se arate partidului, elitei de partid, dar și masei, celor 4 milioane de membri de partid, că există alternativă la Nicolae Ceaușescu. Că sunt niște oameni care, iată, îndrăznesc să critique, îndrăznesc să propună niște soluții, niște schimbări, niște reforme. Dacă ne uităm în CV-urile celor 6, vom vedea că unii dintre ei, și anume inițiatorul și cel care a finalizat practic textul, adică Gheorghe Apostol și Silviu Brucan, erau bănuiți de vechi legături cu Uniunea Sovietică. Și Gheorghe Apostol și Brucan erau bănuiți a fi agenți sovietici încă din anii 60 și ca atare s-au aflat în atenția securității, care a creat niște structuri de supraveghere a rețelei informative a KGB-ului și GRU-ului din România. Ulterior, în anii 80, s-a ajuns la celebra unitate 0110 contra informații țări socialiste, dar nucleul fusese creat în 62-63. Deci cei doi fuseseră de multă vreme în urmărirea aceasta a securității. E foarte posibil ca ei să fi fost niște conserve ale serviciilor speciale sovietice, care în momentul în care s-a considerat util au fost activate și dirijate către inițierea acestei acțiuni. Ne aflăm la începutul unei noi etape a gloriosului drum revoluționar pe care îl străbate cu pași fermi partidul nostru în fruntea clasei muncitoare a întregului popor, în munca avântată pentru desăvârșirea construcției socialiste. Cel de-al nouălea congres al Partidului Comunist Român, ale cărui lucrări de înaltă ținută comunistă se desfășoară într-o atmosferă de nestăvilit entuziasm, va adopta odată cu proiectele directive care deschid mărețe perspective ai dezvoltării economiei și culturii țării și noul statut, important document călăuzitor, a cărui aplicare în întreaga activitate de partid va ridica pe o treaptă superioară rolul partidului nostru de forță politică conducătoare a societății. În privința lui Silviu Brucan exista și suspiciunea că a fost recrutat în perioada îndelungată pe care a petrecut-o în Statele Unite și de serviciile americane de informații.
lucru care nu există deocamdată probat, dar nu poate fi exclus din ecuație, având în vedere alte cazuri similare. Și am invocat aici cazul Răceanu, care la fel a fost executat în 1976, când era la post la Washington, recrutat de către CIA. Deci nu putem exclude că Brucan era un agent dublu sau poate chiar triplu și în acest context putea să aibă acces la acele informații de care amintea domnul Corneanu și să acționeze la comandă în sprijinul acestei inițiative. De altfel, așa cum a amintit domnul Corneanu, încă din toamna lui 87, după revolta de la Brașov, Brucan încercase o acțiune cumva similară, să trimită o scrisoare de protest, făcuse niște declarații presei occidentale și aici iarăși apar semne de întrebare, totuși, cum a fost posibil ca el să călătorească atât de mult în Occident. Iulian Vlad, fostul șef al DSS-ului, spune că inițial era recomandat lui Ceaușescu să nu primească viză de deplasare, dar că Ceaușescu a spus că e mai bine să fie lăsat să plece. Pentru că în felul ăsta va putea fi urmărit, în vreme ce dacă ei se refuză viza, emisarii vor fi alții pe care ei nu îi vor putea controla. Deci cert este că această inițiativă nu a fost întâmplătoare. Un alt element care trebuie avut în vedere este faptul că în 1989 urma să aibă loc al 14-lea congres. Deci era momentul de a se pregăti în vederea congresului, cu câteva luni înainte de congres. Congresul a avut loc în noiembrie. Deci se pregătea, iată, în luna martie, această idee de echipă alternativă, de schimbare la vârf a puterii, de reformă, pe modelul Uniunii Sovietice. Și aici trebuie avut în vedere că unul dintre semnatari, Constantin Pârvulescu, mai încercase ceva oarecum similar la al 12-lea congres, când în ședința plenară a congresului, atunci când i s-a dat cuvântul, a protestat împotriva modului în care a fost organizat acest congres, asupra modului în care Nicolae Ceaușescu practic s-a autopropus pentru realegere și a definit acel congres ca fiind o mascaradă și o înscenare ordinară. Tovarășul Ceaușescu și-a permis ca să pregătească încă înainte de congres și în tot timpul congresului și la conferințe ca să fie reales secretar general al partidului. Este fără precedent, tovarășul, în istoria partidului nostru și în istoria partidelor comuniste. De ce Ceaușescu să sustrage ca să fie ales membru Comitetului Central și din cadrul membrilor Comitetului Central să fie reales? De ce? Pentru că Ceaușescu se sustrage controlului partidului. Caută să... Cum nu e corect? Tovarășe! Practic se reedita sau se încerca reeditarea scenei de la al 12-lea congres, dar într-un mod mult mai elaborat, pregătit, cu pregătirea de artilerie, ca să spun așa, cu câteva luni înainte și cu încercarea aceasta de coagulare a unor structuri alternative. Practic din toate celelalte state socialiste, în România, Uniunea Sovietică avea cea mai mică influență. Deci ei lipseau acele pârghii, pentru că după momentul 1968, practic Nicolae Ceaușescu îndreptase toate structurile de forță ale statului în sensul de a prezerva tot ce înseamnă structură politică, structură militară, în fața încercărilor de penetrare sovietice. Și practic vechiul antisovietism, vechiul antirusism al românilor fusese exacerbat și practic atunci oricine venea cu o propunere în spirit sovietic era considerat ca fiind antinațional. Deci practic erai antisovietic, deveneai pro-Ceaușescu. Interesul național să se identifica cu persoana lui Ceaușescu și era foarte greu să coagulezi o tabără anti-Ceaușescu pentru că aceasta primea imediat eticheta de pro-sovietică, ceea ce iarăși nu convenea. Deci aș vrea să fac o mică completare. Dacă Gheorghe Apostol a fost urmărit de unitatea militară 010 anti-KGB pentru posibil apartenență la serviciile de informații sovietice, KGB sau GRU, în sensul că s-a aflat sub influența lor și este o chestiune discutabilă, deși el a avut un dosar clar de urmărire pe acest subiect, Gheorghe Apostol, Silviu Brucan a fost un om care a călătorit foarte mult în vara 1988 în Statele Unite, Marea Britanie și Uniunea Sovietică, în noiembrie. A fost un om care s-a impregnat de ideile de perestroica și de glasnosti. A discutat inclusiv cu Alexandru Iacovlev, principalul consilier de politică externă și în materie de perestroica lui Mihail Sergeevici Gorbaciov. Însă, deși el a scris în 1922 în cartea lui Generația Irosită,
că s-a întâlnit cu Gorbaciov, care a fost interesat de o schimbare politică în România, dar fără să se piardă monopolul puterii de către Partidul Comunist Român. Aceasta este o chestie neadevărată. Nu s-a întâlnit cu Gorbaciov absolut deloc. Nivelul la care a fost primit el a fost interesant, dar modest din punct de vedere politic. N-a fost de prim rang în Uniunea Sovietică. De ce credeți că nu a vrut să se întâlnească cu el? Nu interesau. Este ceva pe cei din jurul lui Mihail Sergeevici Gorbaciov. Toți trăiseră cea mai mare parte a lor în tinerețe primăvara de la Praga 1968. Și Gheorghe Șahnarazov și Alexandru Iacovlev, toți aveau ideea clară că trebuie să nu se repete o Praga 1968 și că Uniunea Sovietică nu mai este interesată de menținerea lagărului socialist pe banii Uniunii Sovietice și pe niște concesii strategice, politice, diplomatice și economice. Deci era o chestiune foarte clară pe care conducătorii acestor țări socialiste nu au înțeles-o și n-au acceptat-o. Iar la nivelul percepției vis-a-vis de ceea ce face Gorbaciov și încotro merge, au existat foarte multe controverse în Occident, dacă el va merge până unde, până la destrămarea și lichidarea socialismului, sau va fi un pericol într-o zi din nou, precum a fost la începutul războiului rece. Deci, din această perspectivă, Silviu Brucan nu avea de ce să fie primit de Gorbaciov, pentru că nu reprezenta pe nimeni și absolut nimic. Pe de altă parte, el a declarat clar că pleacă la Moscova într-o emisiune la radio BBC pe 2 noiembrie. A plecat la Moscova, ei noștri au aflat din presa internațională. Ministrul ajuns de externe, Constantin Oancea, l-a chemat pe ambasadorul Uniunii Sovietice la București, Iaženikov, și l-a intrat în memorie de protest pentru faptul că cetățeanul român Silviu Brucan este primit la Moscova la Academia de Științe a Uniunii Sovietice și pe diferite formuri de discuție sau, mă rog, talk show-uri ce erau acolo, științifici, adevărat. Deci, ca atare, nu a fost un mare secret prezența lui la Moscova pentru Nicolae Ceaușescu, conducerea securității române și a celorlalți demitare ai statului român. El, când s-a întors de la Moscova, a povestit unor istorici britanici că nu s-a întâlnit cu Gorbaciov, dar din clipa aceea, a doua zi, a început să spună că s-a întâlnit și a creat o legendă în jurul acestei acțiuni ca să legitimeze această poveste a opoziției față de regimul Ceaușescu. Serviciile de informații occidentale și cele sovietice, în mod sigur, ar fi fost foarte interesate la capitolul spectacol să vadă că se mișcă ceva, că se întâmplă ceva în interiorul regimului comunist din România, dar părerea mea este că nu au avut o contribuție decisivă în sensul că au gândit, au proiectat această opoziție celor șase, ci pur și simplu au încurajat, au lăsat lucrurile să curgă, având în vedere evoluția evenimentelor, dar n-au fost într-o implicație directă, în sensul că în spatele grupului celor șase se spera că va veni întregul Partid Comunist Român. De altfel, aici este și o mare discuție dacă Ion Iliescu a fost invitat la această scrisoare a celor șase sau nu. Ambasadorul Franței la București în acele vremuri a consemnat faptul că nu. Ion Iliescu a spus că nu și părerea mea este că nu, deoarece era o diferență și de vârstă, erau vorba și de anumită atitudine, deși Gheorghe Apostol a fost cel care l-a indicat pe Ion Iliescu într-un interviu la Radio Vocea Americii în martie 1989, dat când a plecat el din Brazilia în 1988, și la întrebarea reporterului de Radio Vocea Americii, cine credeți că va fi viitorul conducător al României socialiste, Gheorghe Apostol l-a indicat pe Ion Iliescu. Din această perspectivă, eu cred că scrisoarea celor șase este un rod al ambiției celor șase, sigur, sub o discretă și atentă supraveghere informativă occidentală, sovietică și românească în același timp. Să ne întoarcem la conținutul scrisorii. Mi se pare o radiografie perfectă a societății românești, cu mențiunea că nimeni nu își punea problema destrămării comunismului în România. Deci era practic o scrisoare adresată lui Nicolae Ceaușescu, este adresată direct. Cum ați analiza astăzi conținutul acestei scrisori? Da, conținutul scrisorii este foarte interesant din mai multe puncte de vedere. Și aici ne putem racorda și la cele spuse de domnul Corneanu, dacă serviciile de informații occidentale și sovietice au avut vreo contribuție. Așa cum remarca și Nicolae Ceaușescu în ședința pe care a avut-o Comitetul Politic Executiv în 13 martie, după difuzarea scrisorii, practic, scrisoarea reia toate temele de atac, să spunem așa, pe care postul de Radio Europa Liberă le folosise împotriva regimului Ceaușescu în ultimii ani. Și anume, criza economică, criza alimentară, proiectul de sistematizare a satelor, exacerbarea activităților de poliție politică, desfășurate de către securitate,
Procesul de emigrare a evreilor și sașilor și etnicilor germani din România, la care în 88-89 început să se adauge și maghiari. Deci, practic, toate temele erau cele pe care insista postul de Radio Europa Liberă. Acum este perfect adevărat că acestea erau probleme reale ale României la vremea respectivă și care preocupau practic întreaga populație a țării. Dar ceea ce iarăși trebuie remarcat, aceasta se intitulează o scrisoare deschisă adresată lui Nicolae Ceaușescu. Ea n-a ajuns niciodată la Nicolae Ceaușescu. Deci, în mod firesc, dacă nu ar fi existat această componentă externă și ar fi fost doar o inițiativă internă a respectivilor semnatari, ei ar fi trimis pe cale normală lui Nicolae Ceaușescu această scrisoare și, eventual, pentru a-și asigura o eventuală impunitate, ar fi făcut ca o copie să ajungă și în exteriorul țării. Scrisoarea de altfel n-a fost semnată. Nici nu a fost semnată, dar s-a folosit doar numele lor ca fiind semnatari. De aceea eu zic că totuși lucrurile sunt puțin mai complicate, în sensul că această decizie, nu știu dacă le-a aparținut chiar lor. De altfel și ceea ce spunea asta cu Brucan și ce aminte și domnul Corneanu. Brucan până la urmă era un simplu agent, nu avea de ce să fie primit de președintele Uniunii Sovietice, secretarul general al PCUS-ului. Nu? Era prea mărunt ca să fie. Era un om al serviciilor care își executa misiunea. La fel ca și, după părerea mea, și Gheorghe Apostol. De altfel, Gheorghe Apostol era identificat încă din 1963 de către CIA ca fiind omul sovieticilor, care la primul moment în care Gheorghiu Dej va lăsa garda jos, va fi omul de înlocuire pe care sovieticii să-l propulseze. Și aici facem salt peste timp. El era permanent anti-Ceaușescu, pentru că, așa cum știm din memorialistică, atunci când Gheorghiu Dej își trăia ultimele zile, l-a desemnat ca succesor al său pe Gheorghe Apostol. Numai că în conjunctura creată la moartea lui Gheorghiu Dej, Ion Gheorghe Maurer, care avea o teamă bine întemeiată de sovietici, a spus că singurul om care se poate împotrivi sovieticilor este Nicolae Ceaușescu, niciun caz Gheorghe Apostol. Și a manevrat de așa fel lucrurile încât succesorul a fost Nicolae Ceaușescu, lucru pe care Gheorghe Apostol nu i l-a iertat până când l-a văzut la zid la Târgoviște. Deci avea o pornire împotriva lui Nicolae Ceaușescu extraordinară. Dar ideea era că bănuieli asupra lui existau încă de la începutul anilor 60 și inclusiv serviciile americane aveau date că ar fi omul sovieticilor. De aceea lucrurile erau foarte bine gândite, iar tot ceea ce se menționează în scrisoare era perfect adevărat, în sensul că această criză economică era evidentă, practic mecanismele economice se gripaseră prin deciziile nechibzuite de a asista importul unor materii prime care la rândul lor blocau pe lanțul de producție și nu se mai puteau asigura o serie de produse. Prin maximizarea exporturilor de alimente se crease criza alimentară pe care o știm cu toții și acele cozi infernale pentru cele mai banale produse, începând cu pâinea, laptele, carnea și așa mai departe. Economiile dictate în materie de energie și combustibil ajunseseră la paroxism, se întrerupea curentul în case, oamenii stăteau la cozi zile întregi ca să facă un plin de benzină. Gazul pentru gătirea alimentelor era insuficient. Vremuri foarte triste. Îmi amintesc totuși, adolescent fiindcă era acea stare după plata datorilor externe, toată lumea aștepta de la o zi la alta ca din nou magazinele să fie pline, ca să se producă un reviviment al economiei românești, lucru care nu s-a întâmplat. Nu s-a produs. Și aș vrea să vă întreb totuși ca o paranteză. Ar fi fost posibil lucrul ăsta sau de ce nu s-a întâmplat până la urmă? Teoretic ar fi fost posibil. Datoriile externe au fost achitate integral la sfârșitul lunii martie, pe 31 martie 1989. Ceaușescu anunță în Comitetul Politic Executiv achitarea ultimei tranșe de 140 de milioane de dolari și, evident, se putea produce acest reviriment. Numai că acești ani de criză prelungită, pentru că practic România intrase în criza aceasta undeva la nivelul anului 83-84 și ea s-a agravat de la an la an. Acești ani îndelungați de criză au generat un mecanism paralel, au generat o piață neagră, au generat o mafie care practic cangrenase întreaga economie. Ori această mafie ajunsese la un nivel de influență și de putere atât de mare încât scăpase, oricât ar părea de greu, scăpa de sub controlul mecanismelor de stat. Practic nici securitatea, nici miliția, nici procuratura, nici justiția nu-și mai puteau face treaba, fiind cu toții într-un fel sau altul angrenați în această lume subterană
de pile relației cunoștințe. Toată lumea apela pentru câteva kilograme de carne, pentru o butelie de aragaz, pentru un cojoc de la Vidra Orăștie și așa mai departe, la acest sistem. Și atunci, între activiștii de partid, primii secretari județeni, primari, directori de întreprindere, ofițeri de securitate, judecători, procurori, milițieni, exista o mafie, un sistem de ăsta subteran foarte puternic. Nu întâmplător s-a făcut filmul Secretului Bacchus în acei ani. Acel film reflectă niște realități din societatea românească. Iar în momentul în care Ceaușescu, oamenii spun că nu s-a făcut nicio schimbare. Schimbări s-au făcut. În piață au fost aruncate cantități mult mai mari de produse după achitarea datoriei externe. Numai că aceste cantități au fost absorbite cu aceeași viteză cu care au fost livrate de către piața, de către Bursa Neagră, de către aceste rețele despre care vă vorbeam. Iar magazinele au rămas la fel de goale. Lucrurile au ieșit la iveală și au devenit evidente pentru Ceaușescu de-abia în noiembrie, când revenit din vizita pe care o efectuează în RDG, face o vizită fulger, a ajuns seara în București și dimineața a plecat în vizită în rețeaua comercială a Bucureștiului. Vizită neanunțată, de obicei se anunța, se fixa traseul, se plantau acei jalonieri, oamenii care asigurau securitatea traseelor, Direcția 5 a Securității și Garda Securității era alertată să asigure securitatea președintului. Atunci toată lumea a fost luată prin surprindere, nu ni s-a spus nici unde merg, nici când merg, au fost luați pe neașteptate și a găsit magazinele goale, a găsit realitatea. A făcut o ședință cu întreaga conducere și a luat-o pe cifre, cantitățile de carne, cantitățile de produse lactate, tot ce fusese arondat pentru există piața Bucureștiului. Există stenogramă și este și publicată de către Institutul Revoluției Române. Și de acolo Ceaușescu îi acuză pe față, pe conducătorii miliției, pe conducătorii securității, le și spune: ați bătut palma cu infractorii, sunteți vinovați de situația la care ați ajuns. Dar deja vă dați seama, era noiembrie de 1989. Practic sistemul scăpase de sub control. Acești ani, 7-8 ani de criză profundă, generaseră niște mecanisme atât de puternice, încât practic cele oficiale ale statului nu le mai puteau controla. Iar existența acestor mecanisme subterane s-a văzut pe deplin după prăbușirea regimului. În 1990-91 ne aducem aminte cu toții cum acești oameni au ieșit brusc la iveală cu rețele de influență, cu sume uriașe obținute la nivelul oamenilor obișnuiți, nu se puteau bănui ce sume se pot manevra. Eu am publicat într-un volum la Institutul Revoluției Române stenograme din arhiva CNSAS, din care este clar că, de exemplu, un simplu vânzător de aprozar putea să obțină până la 35-40 de mii de lei pe zi. Pe zi. Deci, multiplic. Și era un vânzător. 60-70 de mii de lei era o Dacie. Să ne gândim ce sume de bani puteau învârti cei care erau director general la întreprinderea comerțului ridicat a mărfurii industriale, la întreprinderea comerțului ridicat a mărfurii alimentare, care erau directori de mari abatoare, de mari complexe zootehnice, adică erau niște sume pe care cetățenii de rând care trăiau din salariu, efectiv nu le puteau concepe. Și aici vizita aceasta lui Ceaușescu, scuzați-mă, s-a făcut după ce el în seara în care, mă rog, n-a vrut să rămână în Berlinul Democrat după evenimentele, mă rog, ceremonia de aniversare a celor 40 de ani de creare Germaniei Democrate, și în acea după amiază a făcut o vizită în niște piețe volante, să zicem, est-germane, și a fost super uimit și încântat de ce a văzut acolo, și asta este motivul pentru care a doua zi la București, dimineața, s-a dus în piața Obor și de aici este și comunicat oficial, stenograma. Exact. Iar pe de altă parte mai este o problemă. Pe lângă această mafie subterană care absorbea o parte din producția economica României, care trebuia să meargă la desfacere, produsele agricole cu precădere, noi încă exportam foarte mult către Uniunea Sovietică, urmând ca în schimbul acestor alimente să primim energie electrică, petrol, gaze, cărbune, cox energetic, pentru ca să putem întreține industriile românești energofage și în același timp să nu avem șomeri, pentru că dacă n-am fi avut aceste lucruri, ar fi trebuit să închidem. Ca dovadă, primele acorduri comerciale cu Uniunea Sovietică în ianuarie-februarie 1990 au fost legate de sporirea în continuare a acestor cantități de energie electrică, de petrol, de gaze, de cox energetic și mai departe. Deci, practic, Nicolae Ceaușescu exagerase enorm de mult cu acest proces de industrializare a țării, lucru pe care Bărlădeanu l-a spus în 69, apropo de rata acumulării din care a făcut investiții, unele chipzuite, altele nechipzuite, și ca atare, întregul sistem era aproape în colaps. Dar în România socialistă nu se putea accepta ideea că o întreprindere socialistă poate să dea faliment. Și de aici toată necazul. Cum apreciați reacția conducerii de partid ca urmare a difuzării
acestei scrisori, a celor șase, mai ales că vorbim despre vechi legaliști, oameni trecuți de 70 de ani, de 80 de ani, și aș vrea, dacă puteți, să vă referiți și la o chestiune care ține, până la urmă, de latura umană a celor care au semnat această hârtie. Toți se așteptau, probabil, la o reacție foarte dură a lui Nicolae Ceaușescu și a securității. Ca să-ți asumi, să semnezi o astfel de hârtie în martie 1989, în contextul pe care l-ați deschis mai devreme, mi se pare totuși un act, nu știu dacă se spune de curaj, dar trebuie să ai o anumită putere de a face acest lucru în acel context. Acceptăm ideea că a fost un risc asumat. Consecințele au fost extrem de dure, pe lângă faptul că au fost anchetați de securitate aproape 3 luni de zile, niște anchete interminabile, cu foarte puține ore de somn și încercare de manipulare psihologică ca să se demonstreze că unii pe alții s-au trădat, gen Burcan ascultă o bandă audio cu Gheorghe Apostol, care îl declară pe Burcan responsabil scrierea celor șase. De aici suspiciunea că au trădat în timpul de la, mă rog, s-au turnat unii pe alții în timpul anchetei, iar Burcan chiar are o mărturisire pe care microfoanele securității aflate în casa lui, el povestește soției că acum înțelege, prin faptul că este lipsit de somn, anchetele securității, în sensul că îl aduceau acasă la 2-3 noaptea, la 6 dimineața îl duceau înapoi la securitate în anchetă, iar când nu mai putea să mai stea în picioare, se întindea pe jos 2-3 ore să doarmă ca să se reia ancheta. Deci ca atare, abia acum el a înțeles ce înseamnă securitatea ca instrument în sine și faptul că omul poate să cedeze, spună foarte multe lucruri chiar și neadevărate. Ori această declarație a fost surprinsă de microfoanele securității aflate în casa lui. Pe de altă parte, Burcan, în timpul anchetei, a cerut îngăduință și s-a oferit să colaboreze cu organele de partid și de stat, în primul rând cu securitatea, care mai colaborase din 65 încoace, pe ideea de a povesti care sunt interesele Occidentului în România și cum vor acționa. Și așa s-a aflat la nivelul securității prin declarațiile sale că Franța este pionul principal în ofensiva pe care statele occidentale, SUA și cele din NATO, o vor desfășura împotriva României, în sensul că războiul rece nu se încheiase și trebuia să submineze acest regim Ceaușescu, pentru că era un regim dintr-un lagăr socialist care trebuia lichidat, că asta era concepția clară a războiului rece. Alții au fost anchetați, ca și precum Corneliu Mănescu, și evacuați cu forța din casă. Elemente ale brigăzii antiteroriste de atunci s-au dus la cu forța din casă. Deci a fost o situație foarte delicată, au primit toți domicilii forțate. Pe de altă parte, în condiții în care Mircea Răcean a fost arestat pentru spionaj în favoarea statului de la America, era clar că Grigore Răcean nu trebuia să-și asume acest risc. Iar conducerea de partid și de stat n-a avut, ca și marea masă a partidului, o mare reacție. Chiar discutam cu cel care era prim secretar la CCUTC în acele vremuri, domnul Nicolae, domnul Toma, vis-a-vis de faptul că, discutând despre scrierea celor șase, Ion Coman, care era secretar al CCPCR, răspundea de problemele armatei, justiției, miliției și securității, nici nu auzise scrisoarea celor șase. A aflat de la Nicolae Ceaușescu în ședința din 13 martie. Deci, ca atare, sistemul era atât de opresiv încât liderii de vârf ai regimului Ceaușescu, ai regimului comunist, se fereau să asculte postul de radio occidentale pentru ca să nu fie surprins, să-și piardă privilegiile, viața și libertatea, iar restul populației care asculta era în imposibilitate de a face ceva, astfel încât ce a spus Ion Gheorghe Maurul, Ion Iliescu, undeva prin anii 80, nu mai insista pe ideea că poți construi în sânul Partidului Comunist Român o mișcare de opoziție față de Nicolae Ceaușescu, se dovedea a fi perfectă. Ca dovadă, în decembrie 1989, Partidul Comunist Român s-a pulverizat ca și cum n-a existat. 4 milioane de membri de partid s-au trezit că au devenit peste noapte orice altceva decât ceea ce teoretic trebuiau să fie membri de partid, convinși de o cauză, sau dacă nu, din 4 milioane, măcar 1 sau 2 sau jumătate de milion ar fi putut să rămână și să facă un al 15-lea congres al Partidului Comunist Român, să-și schimbe denumirea, precum se întâmplase în Bulgaria sau în Ungaria. Practic, pur și simplu a ieșit din istorie ca și cum n-a fost. Asta a fost rezultatul politicii distrugătoare Nicolae Ceaușescu de instaurarea cultului personalității sale, atât în Partidul Comunist Român, cât și în ansamblul societății românești. Cum a fost reflectată această scrisoare și acest gest făcut de cei șase semnatari după arestarea acestora, după anchetarea lor? Ce s-a întâmplat în afara granițelor României? Nu s-a făcut mare tapaj în mass media internațională, mai cu seamă că măsurile totuși nu au fost atât de radicale pe cât poate că ar fi sperat cei din Occident.
chiar și referitor la ce spunea domnul Corneanu cu acele anchete și totuși Silviu Brucan știa foarte bine cu ce se mănâncă securitatea. Dacă citim articolele și editorialele din Scânteia din anii 48-50, când înfiera comunie proletară și cerea cele mai drastice sancțiuni împotriva celor care luptă împotriva comunismului, eu cred că știa foarte bine. La fel ca și ceilalți, care erau totuși, cum am zis, fost repărtași la toate abuzurile din anii 50. Erau membri în biroul politic. Ei semnau acele decizii de internare în lagăr a țăranilor care se împotrivesc colectivizării, de deportare, de domiciliu obligatoriu. Pârvulescu a condus comisia de revizie a partidului. Știa foarte bine ce măsuri se luau. Deci nu erau niște îngerași, chiar și în această scrisoare, ceea ce le reproșează unii istorici, atunci când se face referire la securitate, acolo se menționează ceva de genul că securitatea, acest braț armat al partidului, în loc să se ocupe de dușmanii cuceririlor revoluționare, urmărește muncitorii și foștii lideri de partid. Deci securitatea oricum era privită ca brațul armat al partidului care trebuie să lovească în contrarevoluție. Deci departe de ei de a avea niște convingeri democratice foarte, foarte puternice. Ei au fost niște oameni oportuniști care în bună măsură au fost mânați de dorința de a reveni în prim planul atenției, de a plăti niște polițe lui Nicolae Ceaușescu în cazul unora dintre și ei. Și de a fi cumva și în grațiile lui Mihail Gorbaciov? Și asta, mai ales că așa cum am zis, eu mențin părerea mea că cel puțin pentru o parte dintre ei, resortul ăsta, cheița externă, era chiar și asupra lui Alexandru Bârlădeanu. El era basarabean, era născut în Imperiul Țarist în 1909. Au avut cu toții conexiuni cu serviciile secrete sovietice în anii 50, când erau pe cai mari, când erau demnitari cu adevărat. Ceaușescu i-a eliminat practic în 1969. De ce i-a eliminat? Nu e întâmplător. În 68, în august, a fost luarea de poziție împotriva invadării Ceoslovaciei, când a fost foarte conștient că există posibilitatea să se întâmple același lucru ca și în Ceoslovacia, ca o anumită componentă a biroului politic să ceară o intervenție externă, pentru că, vezi, doamne, cuceririle socialismului sunt puse în pericol de actuala conducere. De aceea el așa acționa cu foarte multă prudență atunci, în august 68 și în perioada următoare. Iar la distanță de un an, la următorul congres, i-a mătrășit pe toți cei asupra cărora avea cea mai mică umbră de suspiciune, cum a fost cazul cu Gheorghe Apostol, cum a fost cazul cu Bârlădeanu. Deci n-a fost nimic întâmplător. Toți aceștia erau oameni care aveau un pedigree destul de încărcat. Analiștii spun că nici măcar n-a fost vorba de o dizidență, ci mai degrabă de un fracționism în interiorul partidului, deși și aici sunt puncte de vedere. Deci, practic, ei nu pledau pentru trecerea la un regim democratic. Era puțin plauzibil că cineva se gândea la vremea respectivă că regimul comunist se va prăbuși. Această prăbușire din decembrie 89, practic, i-a luat prin surprindere pe toți, așa cum au mărturisit-o și cei din structurile de forță și cei de la vârful partidului și chiar pentru masa largă a poporului. Nimeni nu își imagina că un partid cu 4 milioane de membri, care guverna de 41 de ani, va dispare în câteva zile. Iar reticența semnatarilor, sau a posibilor semnatari, mai bine zis, era cumva de înțeles, pentru că toți aveau niște privilegii. S-a vorbit, am amintit domnul Coreanu, că au fost scoși din case. Da, oamenii locuiau în niște vile, locuiau în niște condiții excelente, de confort, de aveau acces la magazinele gospodăriei de partid. Și atunci, înainte de a semna, s-au întrebat de două ori: domnule, merită să semnez? Voi pierde vila, voi pierde șoferul, mașina, voi pierde accesul la magazinele speciale? Și mulți nu au făcut lucrul ăsta. Există mărturii, Gheorghe Apostol spune la un moment dat că a fost contactat și domnul Ion Ilescu pentru a semna, dar a spus că se mai gândește. Iulian Vlad relatează că au fost contactați generalii Nicolae Doicaru și Nicolae Militaru, fostul șef al spionajului român și fostul șef al armatei a doua cu garnizoana București, adică niște figuri care ar fi contat dacă apăreau acolo printre semnatari. Dar aceștia au refuzat, s-au temut, au avut alte variante, nu au avut suficient suport, în sfârșit. Așa s-a scris istoria. Domnule Corneanu, pentru finalul ediției de astăzi, Omul și Timpul, ca o concluzie de etapă, au fost oare două planuri, mă refer la planul martie 1989 și planul decembrie 1989, s-a sperat că se va produce o reformă din interior a sistemului condus de Nicolae Ceaușescu, acest sistem a eșuat și apoi, vorbim despre planul 2, decembrie 1989, poate fi aceasta o concluzie? Nu, neapărat, cred că s-a sperat că și de către cei din țară și de către cei de afară că o reformare
ar face mai ușoară tranziția către o Românie care se schimbă, în condiții în care deja în martie 1989 o echipă de analiști sovietici au prezentat lui Mihail Sergei Gorbaciov cele trei variante vis-a-vis de evoluțiile politice din România socialistă după lichidarea datoriei externe. Și varianta cea mai dură s-a întâmplat în decembrie 1989, în sensul că Nicolae Ceaușescu nu a vrut să slăbească strânsoarea sistemului, nu a vrut să facă niște reforme politice și în final oamenii au ieșit în stradă de foame, de frig, în nevoia de a avea o altă viață. Deci ca atare, Sisola celor șase, dacă ar fi putut să coaguleze o reformă internă în partid, dar era aproape imposibil, deoarece partidul fusese atomizat, iar Nicolae Ceaușescu schimbase din 69 până 89 formula de alegere a lui ca secretar general, încât era ales de Congresul, în care fiecare comunist își trimitea reprezentant. Deci era aproape imposibil ca din punct de vedere politic o grupare din biroul politic să facă o lovitură de catifea politică și să-l schimbe pe Nicolae Ceaușescu. Iar în ce privește structurile de forță, sinteza din 1988, făcută de către cei de la cartierul general NATO, este foarte clar, armata este naționalistă și rămâne cu Nicolae Ceaușescu împotriva sovieticilor. Deci, ca atare, șansele unei lovituri de stat militare sunt aproape zero, dacă nu chiar zero. Iar securitatea, comanda supremă obedientă politic Nicolae Ceaușescu, mijlocul profesionist, dar fără viziune politică, și tinerii vor să ia locul bătrânilor. În 89, într-adevăr, comanda supremă a securității a fost obedientă până la capăt Nicolae Ceaușescu și restul sistemului s-a prăbușit în haos și neant în tot ce a fost începând cu 22. Deci, ca atare, Sisola celor șase, dacă ar fi coagulat o revoluție de catifea politică în sânul Partidului Comunist Român, ar fi fost de bun augur și după aceea probabil că lucrurile s-ar fi dus într-o transformare pașnică, democratică, în condițiile în care, țineți minte, și fapt este banda video pe YouTube, muncitorii care au venit pe 22 decembrie 1989, în jur de la 11 dimineața și au trecut pe lângă Biserica Sfântul Gheorghe pe Bulevardul Unirii spre CCPCR, scandau Gorbaciov, Gorbaciov. Deci în mintea multora dintre noi era ideea de perestroica și glasnost de transformarea sistemului socialist și mai puțin de aruncarea lui la coșul de gunoi al istoriei. Ca dovadă, într-un interviu pe care l-am făcut cu un alt ofițer al securității române, domnia sa a spus că în clipa în care l-au văzut pe Ion Iliescu la televizor și știau cam cine este Ion Iliescu în activul de partid și de stat și în culisele vieții politice românești, au înțeles că lucrurile merg pe o transformare pe modelul Uniunii Sovietice și ca atare au fost de acord cei din Departamentul Securității Statului să îl sune, să ia legătura cu el și să se pună întreaga securitate la dispoziția lui Ion Iliescu. Și pentru final, așa cum obișnuim de obicei, încheiem cu dumneavoastră, domnule Banu, care este lecția de istorie pe care am învățat-o astăzi? Cred că principala lecție pe care am putea să o învățăm este aceea că lucrurile nu sunt niciodată atât de simple cum par, că întotdeauna o acțiune trebuie evaluată într-un context larg, că trebuie totdeauna să încercăm să decelăm care sunt resorturile și care sunt finalitățile urmărite printr-o acțiune. După cum putem să desprindem și învățământul că pentru o schimbare este nevoie de curaj, este nevoie de asumarea unor riscuri, este nevoie de ceea ce spunea la un moment dat Silviu Brucan, de acțiune. El spune că le-a atras atenția multora dintre cei care îl criticau pe Nicolae Ceaușescu că, domnule, schimbarea unui tiran nu se face prin critici de astea așa între patru ochi, ci prin acțiune și că el a trecut la acțiune. Deci până la urmă trebuie să înțelegem că regimurile despotice, regimurile tiranice care ignoră mesajele cetățenilor au un sfârșit cât se poate de tragic, cât se poate de prost și oricât de performante ar fi sistemele de dezinformare, sistemele de control al populației, sistemele de forță ale statului modern, oricât de multe mijloace ar avea la îndemână, până la urmă capotează, până la urmă lucrurile se sfârșesc cât se poate de prost pentru cei care, așa cum am spus, ignoră regulile de bază ale democrației, ignoră binele public ca scop principal al politicii, așa cum a fost ea gândită încă din antichitate. Domnule Florian Banu, domnule Constantin Corneanu, vă mulțumesc pentru participarea în ediția de astăzi Omul și Timpul. Atât pentru astăzi, vă așteptăm din nou săptămâna viitoare.